timp ce NATO face exerciții în România și Marea Neagră, avioane de supraveghere rusești sunt interceptate frecvent în țara noastră. În prezent, spațiul aerian al României este apărat de 4 avioane Typhoon ale Marii Britanii. Declarația aparține comandorului de aviație Chris Ball, comandantul detașamentului britanic, în cadrul unei ceremonii la împlinirea 100 de ani de existență aviației militare regale britanice. We did our first scramble on the 3rd of May to go intercept a what was a Russian surveillance aircraft, and we have been busy since then. I'm not going to talk into exact details, but we are working very closely with the Romanian MiG-21s, with whom we share Mihal Cogălnicianu, and do our NATO mission together, and also our other NATO partners that operate across the Black Sea.